probe, n-am condiționat și n-am cerut niciodată un act medical. Lăs justiția să-și facă cercetările și apoi să vedem ce va face. Dar din punctul meu de vedere trebuie să-mi pun întrebări de ce n-am stat în cadă. Și cred că atunci, cred că este o problemă. Dar de ce spun procurorii că ați luat mire? De ce puțină sute de ori să facă de persoană? Deci nu există așa o acuzație de 100 de ori de la 100 de persoane. Din potrivă, acuzația este într-adevăr de luare de mită. Însă până se vorbește despre persoane nespecificate, deci nu știm care sunt acele persoane, și despre sume care de asemenea sunt specificate. Deci nu ni s-au arătat până la acest moment niciun fel de probe. Și atât se declarăm. Și ce urmează acum? Ați cerut vreodată bani de la pacient? N-am cerut și n-am condiționat niciodată actul medical. Dar ați primit vreodată de la pacienți bunuri, Nu. Deci nu poate fi vorba. În condițiile în care mă știți, cei care mă știți de peste 4 ani de zile de când am fost ministru și cât l-am continuat în continuare activitatea medicală, chiar și ca parlamentar. Chiar dacă în acest moment la spitalul Tuși eu sunt angajat de rog sau peste 60-70 de ore. În aceste condiții în care, din timpul meu, pentru pacienții nu am făcut acest lucru. Dar de unde că... spuneți că au pornit aceste acuzații? Nu știu de unde a pornit aceste acuzații. Eu vreau să aflăm și noi aceste acuzații. Vă spun în continuare, sunt nevinovat. Mi-am făcut doar în sindicat de medic. Sunt cel care nu a condiționat și n-a solicitat niciodată. Există totuși, se spune că ar exista niște probe video. Aș vrea să le vedem și noi dacă sunt acele probe video. Am solicitat aceste probe.